Care sunt cauzele apariției adenomului de prostată? Adenomul de prostată este o afecțiune care afectează bărbații în general după 50 de ani. Cauzele sunt insuficient evaluate și cunoscute în momentul de față. Cert este că dezechilibrele hormonale reprezintă motivul principal pentru care pacienții dezvoltă acest adenom de prostată, respectiv un dezechilibru între testosteron și dihidrotestosteron, creșterea nivelului de dihidrotestosteron, care se leagă de celulele prostatice și determină creșterea în volum a prostatei, apariția adenomului de prostată. Asta ar fi cauza, să zic așa, cea mai bine studiată și cunoscută. Poate fi prevenită? În general, nu. Deci, boala în sine nu poate fi prevenită, ci ameliorată. Ea, odată adenomul de prostată confirmat sau descoperit, diagnosticat, există metode de ameliorare a evoluției acestei afecțiuni, cele legate de dietă, de stil de viață, evitarea unor excese alimentare, băuturile alcoolice, în special tăriile, cofeina, adică toate elementele care determină o agravare a acestei afecțiuni. Dar în sine, afecțiunea în sine nu poate fi limitată prin alimentație sau printr-un anumit stil de viață. Simptomele care ar fi și cum se diferențiază de alte afecțiuni în această zonă? În principiu sunt legate de tulburări ale micțiunilor. În prima fază, în primele sau imediat după ce boala este descoperită, vorbim de fazele iritative sau fazele de prostatism, așa sunt denumite în literatura medicală, care înseamnă o creștere a frecvenței micțiunilor, în special pe timpul nopții, usturim, dureri la micțiune, senzația de golire incompletă a vezicii urinare, tulburări de jet urinar, deși astea apar în fazele mai evoluate. Dar, în principal, cu ce ne confruntăm noi ca urologi este acel pacient care vine pentru această senzație permanentă de a merge la toaletă și de a nu putea să reziste senzații inițiale de micțiune, adică așa numita imperiozitate micțională. Pacientul nu are suficient timp să, să se acomodeze cu senzația de plenitudine la nivel vezicii urinare. El caută imediat o toaletă sau cumva o metodă de a goli vezica urinară. Asta este practic tabloul pacientului care se adresează la început urologului. Ulterior, această disfuncționalitate avansează și apar fenomenele de obstrucție manifestate prin golire incompletă a vezicii urinare, tulburări de jet urinar, un jet urinar slab, jet urinar întrerupt, micțiuni în doi timpi, precum și, sigur că dacă această boală avansează, discutăm de complicații. Complicațiile redutabile sunt retenția de urină, apariția posibilă a insuficienței renale asociate acestei retenții de urină, hematuriei, litiazei. Este important de știut că vezica urinară, practic, este pe, depinde foarte mult de această obstrucție legată de prostată și în măsura în care vezica își pierde capacitatea de a se acomoda noi situații reprezentate de adenomul de prostată, apar modificări la nivel vezicii urinare care duc la aceste complicații serioase. De golire incompletă, apariție de diverticule, adică de herniere ale mucoasei prin țesutul muscular mai slăbit al vezicii urinare, sângerări. Cum se diferențiază de cancerul de prostată? În principal sunt două boli diferite, care au origini diferite
și care se diagnostichează și se tratează diferit. Deși ambele se, din punct de vedere al, al simptomatologiei, nu există o diferență foarte mare între cele două afecțiuni. Adică pacientul cu cancer de prostată, în principiu, are cam aceeași simptomatologie cu cel care are adenom de prostat, deci afecțiune benignă. Dar problema care se pune este că evoluția cancerului de prostată este cu totul alta, tratamentul este cu totul altul, iar diagnosticul este cu totul altul. Practic, pe noi ca specialiști în acest domeniu, ne interesează la prima vizită să facem o distinție clară între cele două afecțiuni. Și de fapt ăsta este rolul nostru principal. În mare parte, prima vizită a pacientului la urolog înseamnă evaluarea din punct de vedere al excluderii unui posibil cancer de prostată, al oricărui pacient care se prezintă pentru o afecțiune urologică de tipul adenomului de prostat. Se fac câteva teste simple, este testul PSA, tușeul rectal și ecografia. Astea sunt elementele de bază ale primei vizite. Urmând ca în funcție de rezultate să orientăm investigațiile ulterioare în funcție de această posibilitate de a avea cancer de prostată. Altfel, simptomatologia inițială nu diferă foarte mult, decât în poate niște faze avansate. Adică în fazele în care un cancer de prostată este deja a depășit limita prostatei, s-a extins la nivelul ganglionilor, posibil metastaze, sau există și câteva, dar aici sunt niște lucruri de finețe urologică. Dacă să spunem, facem o ecografie unui pacient, o ecografie de rutină unui pacient care se prezintă pentru un adenom de pentru o suferință prostatică și descoperim că el are, de exemplu, o hidronefroză, deci o dilatație a unuia din cei doi rinichi, nu ambii rinichi, deci un singur rinichi, în lipsa, bineînțeles, a unei retenții de urină sau unui obstacol pe ureter, asta poate fi un element așa de finețe care ne orientează că s-ar putea ca să existe un cancer de prostată evoluat. Dar altfel, pacientul cu cancer de prostată nu diferă în linii mari față de pacientul cu adenom de prostată. Cum se tratează? Ce? Adenomul de prostată. Adenomul de prostată, în principiu, se tratează medicamentos. Deci este o boală care se abordează din punct de vedere medicamentos întotdeauna. Cu excepția unor cazuri din ce în ce mai rare, când apar complicațiile. Care acele complicații duc posibil la intervenție chirurgicală. Deci intervenția chirurgicală în principiu se indică acelor pacienți fie la care tratamentul medical nu a dat rezultate și pacientul, deși a schimbat diferite clase de medicamente, continuă să aibă aceeași simptomatologie sau poate această simptomatologie s-a agravat, sau dacă există niște complicații apărute sau chiar la momentul diagnosticului identificate, cum ar fi litiaza, adică calculi, pietre în vezica urinară, sângerări din ce în ce mai frecvente, infecții urinare care nu răspund la tratament și care au un potențial de sepsis, deci de infecție generalizată foarte mare. De asemenea, insuficiența renală, adică o retenție de urină care duce la alterarea funcției renale prin faptul că urina care vine de la rinichi găsește o vezică urinară dilatată și practic această urină creează presiune la nivelul rinichilor. Deci toate aceste elemente conduc la decizia de a interveni chirurgical. Chirurgical, vreau să fiu foarte bineînțeles, nu înseamnă neapărat chirurgie deschisă. Chirurgical înseamnă fie tratament endoscopic, fie tratament chirurgical deschis. Decizia aceasta se ia în funcție de caz, bănuiesc? Exact. Sau... Fiecare caz este individualizat. Dar ca principiu, întotdeauna se încearcă să se abordeze medical în lipsa complicațiilor. Asta este o idee pe care vreau să o subliniez. Postoperator, există riscul unei recidive sau odată ce s-a intervenit, în principiu, problema este rezolvată? Da. Și aici este o discuție complexă. Aș dori să mă refer doar la cazurile clasice și cele mai numeroase.
De principiu, dacă operația este făcută endoscopic, există mai multe șanse de recidivă decât dacă vorbim de operație clasică chirurgicală. Prin faptul că, în principiu, operația nu înlătură, nu vorbim de o operație radicală care înlătură organul în sine, ci înlătură doar această tumoră benignă, adenom de prostată, printr-o serie de excursii, să zic, la nivelul țesutului prostatic și extirparea treptată a țesutului acesta adenomatos. Nu este o procedură, cum să spun, completă 100%. Este imposibil de... este ca un excavator care sapă în această prostată și care poate să lase un țesut restant. În funcție de... sunt foarte multe elemente care intră în discuție. În funcție de mărimea prostatei, experiența chirurgului, complicațiile care pot apărea intraoperator, această operație poate să nu fie completă și poate să lase un țesut prostatic restant acolo, care în timp, în câțiva ani de zile, poate evolua din nou. Deci, trebuie foarte bine înțeles, nu este o operație extirpativă radicală. Prin urmare, recidivele sunt posibile.